Un nou caz de corupție zguduie sistemul de justiție. O judecătoare de la Tribunalul București este acuzată de procurorii DNA că a luat mită 10.000 de, de euro de la membrii unui clan interlop, în schimbul acordării unor pedepse mai blânde. În contextul judecării a două dosare penale ce priveau săvârșirea unor infracțiuni săvârșite cu violență, inculpata Burlan Pușcașelena a primit în perioada iunie 2009-februarie 2010, prin intermediari de la mai multe persoane, inculpați și rude ale unora dintre inculpații vizați de cercetarea judecătorească, suma totală de 63.000 de, de euro. În legătură cu a doua cauză penală pe care inculpata a avut-o spre judecată, aceasta a primit suma de 8.000 de euro pentru a dispune înlocuirea măsurii preventive a arestării cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu și alți 15.000 de euro pentru a dispune pronunțarea unei hotărâri de condamnare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei față de 4 din cei cinci inculpați judecați. Au transmis procurorii DNA. Magistratul a fost trimis în judecată sub control judiciar. De asemenea, DNA a pus sechestru pe toate bunurile judecătoarei. Dosarul Elenei Bulampușcaș se află acum pe masa Actorilor de la Curtea de Apel București.